autorul, Luis Munteanu, să rămâne la ziua. De ce insist pe Luis Munteanu? Informațiile noastre la Fanatic sunt că 75-80% se va face transferul. Ai văzut ce a zis și Cristi Balaș, da? Ok. Un Cristi, și mai e ceva, e și un Cristi Balaș care lumea trebuie să înțeleagă. Cristi Balaș nu l-a atacat pe Dan Petrescu. Pentru că probabil așa o să... Cristi Balaș... Trebuie să explici Dan Petrescu că Cristi Balaș n-a atacat acum, da? Ți-am spus, este într-o situație ingrată. Nu, și nu a dovedit să... încă o dată că are caracter Cristi Balaș. Bineînțeles. Nu poți să spui că albul e negru și negru e alb. Exact, exact. Și asta nu înseamnă că ataci. Asta este doar problema lui Dan Petrescu. Exact. Nu e problema lui Cristi Balaș. Nu este problema lui Balaș. Cum am spus la vremea respectivă, era doar problema lui Taxidis când a făcut. Și uite că Taxidis a mai luat un cartonaș galben acum. Să vedem cât vor conta lucrurile astea. Nu, Dan Petrescu trebuie să înțeleagă că indiferent cum, cât greșesc arbitrii, dacă greșesc, că nu sunt foarte convins de chestia asta în cazul meciului de aseară. Nu. Cristi Balaș... Nu poți să te comparți ca să te comporți ca Bogdan Andone, de exemplu. Da. Tu n-ai voie, Dan Petrescu. N-ai voie, pentru că Bogdan Andone, voie să fii Bogdan Andone a făcut ce a făcut atunci și și-a luat 4 etape sau că și-a luat de suspendare, da? Pentru că un arbitru debutant l-a dat afară. Da? Și au sărit că ce caută debutantul ăsta la meci. Iar Bârsa n-a avut curaj să-l dea afară. Poate că n-a auzit. Nu, nu există. Nu. Andrei, te rog, haide. Eu să ieșim din zona asta. Nu, el... știi cum atât de tare urla, deci Clujul la câți kilometri e de București? Vreo 500. L-am auzit eu la mine în cameră, pe Dan Petrescu, da? Nu, bă, haide să punem pula. Dacă l-ai auzit? L-am auzit eu. Nu, dar ce se poate face? Se poate face raport suplimentar. Poți să spui, n-am auzit. Dar văd niște imagini, da? Îmi dau seama ce dacă Bogdan Andone a primit 4 și Dan Petrescu... Nu, în primul rând că Bogdan Andone a fost eliminat. Nu, ok, ok, ok. Dan Petrescu nu a fost eliminat. Da, dar și Dan Petrescu, cu atitudinea lui, este pasibil de suspendare. Da, nu poți să faci așa ceva. Nu poți să faci, pentru că au greșit arbitrii și în favoarea CFR-ului în decursul timpului cu Dan Petrescu pe bancă. Păi ce s-a întâmplat dacă toți antrenorii aia apăreau așa la televizor? Trebuia să dai meciul după 12 noaptea, că trebuie să-i dai bipuri. Știi de ce l-are pe radar Dan Petrescu, nu? Bârsan, știi ce meci a arbitrat cu un cir de 2-3 ori mai mare decât asta? Viitorul. Cu Farul. 1-2. Faimosul meci cu Farul. Atunci când tot Bârsan. Domnul Hagi cu Domnul Petrescu. Da. Da. Și ce a făcut? Ce s-a întâmplat în meci? Păi nu ți-i minte că a fost cir. L-a bătut 1-2. Păi l-a bătut, dar l-a bătut Hagi, nu l-a bătut Bârsan. Da, dar vezi, i-a rămas în cap Bârsan. Deci Bârsan a fost la acel meci. Când de aici, mai avea puțin meci care l-a pierdut. Da, când Dan Petrescu îi certa pe jucătorii Farului. Tu nu ți dai seama de enormitate, el vine și spune: "Le-am spus în interiorul clubului că de 7 ani meciurile cu Craiova ne arbitrează numai Bârsan." Tu ți dai seama de enormitatea și asta? Erau 3. Și vine 3 în ultimii 28. În ultimele 28 de partide. Bine, acum. Și n-are nimeni. Nu, vă spun eu statistica. Deci, meciurile lui CFR cu Bârsan la centru. 17 victorii, 8 egaluri, 7 înfrângeri în 32 de meciuri. În 2020, U Craiova CFR 0-2 cu Bârsan. Bate CFR-ul la Craiova, da? În 2021, CFR U Craiova 1-0. În 2023, U Craiova CFR 2-0. Ne-a bătut și Craiova odată în 2023. Deci în ultimii 4 ani, Bârsan a arbitrat CFR Universitatea Craiova de 3 ori. De 2 ori a bătut CFR-ul. Și o singură dată. Și tu vii și spui că în ultimii 7 ani a arbitrat numai asta. Păi dacă în interiorul clubului nu e cineva care să-l scuture puțin, să-i spună: "Bă, băiatule, tu nu înțelegi că n-ai dreptate? Că-l lai să se facă de râs. Vine la televizor să face de râs, cum s-a făcut de râs și la Sevilla. Când i-au pus în mână o hârtie cu nu știu ce regulament au găsit pe acolo, să explice că ăla n-a fost hands la păun înainte să... La, sau la cine a fost, la Traore când a... Sau la Eboac, nu mai știu cine era atunci când a marcat pe un golul la Sevilla. Și a venit la televizor cu o hârtie în mână și citea dintr-un regulament care era vechi de nu știu când. Și spunea că nu trebuia să dai hands. Păi opriți-l, oameni buni, că îi faceți numai rău. Dacă aveți capacitatea asta, opriți-l. Tu ai mai spus ceva, Andrei, că e într-o situație ingrată Cristi Balaș. N-ar fi într-o situație ingrată dacă ierarhia într-un club de fotbal din România ar fi normală. Că președintele e președinte, antrenorul e antrenor. Și președintele e șeful antrenorului. De la președinte în jos se pleacă orice. Nu?
Adică și în ce normal, în România adică, este ierarhia asta? Eu vorbesc de... Nu, tu ai spus că e într-o situație ingrată. De ce ar fi? Că până la urmă are dreptate. Foarte bună observație, Armageddon. De ce ar fi într-o situație ingrată? Dacă e președintele clubului, șeful lui Dan Petrescu. E adevărat, dar pentru că intră la emisiune. Eu nu vorbeam de funcția lui de președinte. Și dacă era președinte și ar fi luat o decizie în fața camerelor... În fața camerelor... Evidența că ai spus de asta. Da, dar în fața camerelor trebuie să-ți aperi pui într-un fel. Fel cât a putut la apărat, De asta spun că e într-o poziție ingrată la televizor. Da, nu, da, nu foarte președinte. Bună observația, Marcel. Ce poziție ingrată? Că președintele antrenor, trebuie să fie antrenor. Păi atunci și ce spunem de Balaș? Că nu-i președinte în cazul ăsta. Nu funcționează ca un președinte. Nu, funcționează lucrurile anormal în fotbalul românesc, nu în cazul lui Balaș. Și asta spune...